Good morning. Who need the translation? Dragi participanți, bună dimineața! Persoanele care au nevoie de traducere, vă rog să ridicați mâna în sus. Colegul nostru o să vă ofere căști pentru traducere română-engleză. Pentru că discursul meu va fi... în română. Eu am să încep. Bine ați venit la forumul moldo-polonez. Am o deosebită plăcere să vă salut aici și să-mi exprim aprecierile dumneavoastră că ați dat curs invitației. Evenimentele economice internaționale sunt importante pentru dezvoltarea relațiilor dintre țări, iar această întâlnire dintre Republica Moldova și Polonia reprezintă o oportunitate unică pentru a consolida legăturile economice și de afaceri dintre cele două state. Republica Moldova și Polonia au o istorie și o cultură bogată comună și sunt legate prin relații comerciale puternice. Relațiile economice bilaterale dintre Republica Moldova și Polonia s-au dezvoltat în mod constant în ultimii ani, devenind tot mai importante pentru ambele țări. În 2022, comerțul bilateral a crescut cu circa 14%, atingând o sumă record de 425 de milioane de dolari, importurile crescând cu circa 13%, iar exporturile cu circa 12%. Dintre mărfurile exportate pe piața poloneză din Republica Moldova, în top sunt vinurile și produsele agroalimentare, iar din topuri importurilor sunt tehnologiile, produsele chimice, dar și electrocasnicile. Polonia, de asemenea, este unul din cei mai importanti investitori în Republica Moldova, cu o cifră de investiții de peste 70 de milioane de dolari, în domenii precum sunt cel financiar, de construcții sau procesare alimentară. Deși cifrele indică o creștere constantă, suntem conștienți că sunt multe oportunități de exportat, de explorat, iar acest forum exact este pentru a le explora și a crea conexiuni economice mai puternice pentru agenții economici, oameni de afaceri care sunt în sală, dar și, desigur, pentru ambele țări. Aș dori, vă mulțumesc frumos și să aveți un forum productiv, mai ales agențiilor economici, și invit să fie foarte activi și să stabilească noi conexiuni. În continuare, îl invit pe omologul meu, Mr. Sokol, este board member al Polish Agenției de Investiții Poloneze. Mr. Sokol. Bună ziua! Stimați reprezentanți ai autorităților moldovenești și polonezi, parteneri și companii, dragi participanți, îmi face plăcere să vă spun bine ați venit la Forumul Economic Polono-Moldovean. Acest forum le permite instituțiilor, organizațiilor și companiilor să se întâlnească și să discute posibilități de cooperare cu sprijinul instituțiilor din ambele state. Sunt încântat de faptul că reprezentanții mediul de afaceri din Polonia au venit în Moldova în căutarea oportunităților de cooperare și sinergii între țările noastre. Criza energetică, criza inflației sunt probleme cu care se confruntă țările noastre în această perioadă dificilă, iar pe parcursul a două zile, reprezentanții mediului Ministerului Afacerilor Externe din Polonia, împreună cu Ambasada Poloniei din Republica Moldova, au explorat căi de depășire a provocărilor cu care se confruntă economia Republicii Moldova. În cooperare cu Agenția de Investiții din Moldova, Calea Ferată Moldova, Ministerul Afacerilor Externe din Polonia au organizat 3 vizite de studiu pentru reprezentanții căii ferate din Moldova, a sectorului energetic, a agriculturii și pentru producătorii de produse finite de carne, pe care avem plăcerea să-i salutăm la acest eveniment. Sunt încântat că reprezentanții mediului de afaceri vor explora oportunități de cooperare. Evenimentul de astăzi este unul special, nu doar datorită oportunității de a împărtăși experiența noastră, dar și datorită faptului că astăzi vom semna un memorandum de înțelegere între Agenția de Investiții Calea Ferată Moldova și Calea Poloneză a Producătorilor de Echipamente și Servicii Feroviare.
Acesta fiind cel de-al doilea memorandum de înțelegere încheiat de către Ministerul Afacerilor Externe din Polonia și partenerul său moldovean, primul fiind semnat între Agenția de Investiții și din Moldova în luna noiembrie, în timpul Forumului Economic de Afaceri Digital Polonia-Moldova. Sperăm că acest eveniment de astăzi va reprezenta un pas înainte spre cooperare care se va baza pe parteneriat, înțelegere și respect reciproc. Vă doresc discuții constructive, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dați-mi voie să spun și un discurs pe scurt în limba rusă. Da, сегодня в вашем городе, в столице, я хочу сказать, что ситуация, какая есть между нашими странами, это больший вызов для того, чтобы можно увеличить наши отношения, да? Уровень жизни в Польше в прошлые годы очень променился. Средний возраст, государственный возраст в Польше в последние 30-20 лет это 5,5%, да? Так что есть у нас хорошая ситуация. С 24-го года мы членом Совета, Европейского Совета, и есть у нас опыт, который возможно пользоваться, и возможно этим опытом пользоваться тоже с вашей стороны. Мы очень открыты, думаем, что есть возможность увеличить уровень нашего сотрудничества, так что будет в будущее время уровень жизни очень похож в Молдавии, как и в Польше, как и в Европе, да? У нас в Польше в последние годы этот успех, этот результат связан с тем, что прошло очень быстренько развитие мелкого и среднего бизнеса. Думаю, что для вас это тоже очень важно, да? Это, что мы сегодня делаем, это начинаем открывать двери. Двери для того, чтобы в будущее время лучше жить, чтобы лучше сотрудничать, чтобы возможно было дальше дружиться. Всем нам желаю всего, что хорошее, успехов в бизнесе, здоровья, всего хорошего. Большое спасибо вам. Приглашаю... Iar acum aș dori să-l invit pe domnul vicepreministrul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul Vladimir Bolea. Aici are loc și traduceri sau nu? Este, da? Bună ziua la toată lumea! Vreau să felicit din numele Ministerului Agriculturii Agenția de Investiții Poloneze, Agenția de Investiții de Republica Moldova și Ambasada Poloniei în Republica Moldova pentru acest forum economic de o înaltă calitate și noi, să știți că în afara ce vedem noi aici astăzi, la nivel de Ministerul Agriculturii, au întâlniri bilaterale pe dimensiunea direcției noastre zootehnice cu oamenii de afaceri care au venit din Polonia și o mulțumim foarte mult pentru o astfel de abordare și pentru atâta deschidere în vederea susținerii Republicii Moldova în procesul său de dezvoltare. Mersi frumos și felicitări cu evenimentul organizat atât de bine. Eu vreau să vă spun că, de principiu, atunci când vorbim despre agricultura și Republica Moldova, evident că noi vorbim despre nu cea mai importantă ramură, dar este unica ramură a economiei naționale care are potențial de dezvoltare multidimensional. Adică în materie de industrializare, pentru că noi producem foarte multă materie primă și industrializarea se dezvoltă în exclusivitate acolo unde există materie primă și potențial de a fi prelucrat, dar când vorbim despre Moldova și produse de cerealieri, noi avem un alt grad de productivitate din punctul meu de vedere și al altor agenții economici care deja se ocupă de acest lucru și evident că noi vom avea foarte mari succese și din cealaltă parte vorbim despre unica ramură cu potențial de industrializare și cu potențial de industrializare pentru consum intern și export. Și în acest considerent, atitudinea pe care o are Guvernul Republicii Moldova pentru agricultură este una de cea mai înaltă responsabilitate. Drept dovadă, noi am majorat foarte mult fondul de subvenționare pentru agricultura din Moldova,
al doilea an consecutiv. În plus, la următoarea rectificare bugetară, evident că se vor mai acorda bani în plus pentru a deschide și celelalte măsuri de subvenționare. Extrem de important este, evident, procesarea. Deci toate aceste trei direcții extrem de importante și foarte valoroase pentru economia națională trebuie să fie conectate între ele. Pentru că fiecare dintre ele aduce plus valoare celelalte din fața sa. Lucrul ăsta, evident, că noi l-am început la nivel de minister, lucrăm prin dimensiunea de clustere economice pe care noi le avem la minister. Că nu merge totul foarte bine, dar sunt de mari perspective, anume astfel de relații. Și spre marea mea satisfacție, foarte mulți dintre agenții economici din Republica Moldova deja conștientizează importanța la astfel de relații. Acum tot este un forum economic și noi vorbim despre investiții și potențialul de investiții. De ce noi avem nevoie de investiții? Evident. Investiții înseamnă întotdeauna creștere economică. Banii fac bani. Este legea economică. Și dacă noi nu avem acești bani ieftini astăzi în Republica Moldova, noi suntem ca și o țară care are statut de candidat, suntem extrem de deschiși pentru a primi în țară investitori. Investitorul nu înseamnă în primul rând numai bani. Investitorul înseamnă automat într-o țară ca Polonia, spre exemplu, unde astăzi produc 12,5 milioane de litri de lapte anual și Republica Moldova în condiții de fermă produce. Economia noastră națională este deschisă de a prelua tehnologiile și de a le implementa în Republica Moldova. Mai ales că noi pe cealaltă dimensiune avem o ANSA care o dezvoltăm extrem și extrem de puternic, în model de a fi autorizați pentru a exporta produsele de origine animală și nu numai ouăle de categorie A și a cărnii procesate, dar și a produselor lactate Uniunea Europeană, și atunci, în mod normal, un producător, procesator din Polonia, care vine și investește într-o fermă de creștere vaci lapte, spre exemplu, în Republica Moldova, dezvoltă și o procesare a acestui produs, el foarte ușor își poate permite să-și exporte această producție în Uniunea Europeană, ne simțind niciun fel de impedimente din punct de vedere legislativ. Lucrurile astea sunt extrem de importante pentru noi și noi trebuie să înțelegem că aceste lucruri și țin de viitorul agriculturii în Moldova. Și da, Ministerul Agriculturii pune un accent extraordinar, ca niciodată, pe dezvoltarea zootehniei. Zootehnia, în primul rând, înseamnă dezvoltare rurală. În afara faptului că înseamnă plus valoarea agriculturii în sine, înseamnă dezvoltare rurală. O fermă într-un sat înseamnă locuri de muncă într-un sat, înseamnă viață durabilă într-un sat. Și toată lumea trebuie să conștientizeze acest lucru. Că numai creșterea în exclusivitate de cereale și axarea spre export a celor cereale este una dintre cauzele care a dus la nimicirea satelor din Republica Moldova și lipsa locurilor de muncă. Și chiar dacă astăzi 21% din populația din Republica Moldova este implicată activ în procesul de creștere a agriculturii, noi vorbim mai mult despre o agricultură de subexistență decât o agricultură comercială, bazat pe profit și productivitate. Și profit și productivitate înseamnă întotdeauna o fermă zootehnică în localitate. O fermă zootehnică. O fermă zootehnică într-o localitate o să însemne că tot ce înseamnă materie de semănat, producere de cereale în localitate se va schimba complet. Și de la trei culturi care azi domină în agricultura din Republica Moldova, și vorbim de grâu, porumb, rapiță, spatru și floarea soarelui, practic se va schimba lucernă, mai mult porumb poate dacă e nevoie, sau alte culturi gen soia, mazăre, măzărichi și etc., care sunt extrem de importante și pentru sănătatea pământului și inclusiv pentru hrana animalelor care aduce plus valoare. În plus, eu vreau pe această cale să vă informez că astăzi agricultura ocupă un loc extrem de important, chiar și la nivelul cum noi suntem dezvoltați, urmează noi
45% din exporturile din Republica Moldova sunt exporturi bazate pe producția agricolă sau a procesării producției agricole. Noi producem astăzi împreună cu producerea, cu industria alimentară, noi suntem Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, noi avem aportul la PIB-ul nostru intern de 24%, ceea ce este, după mine, mult prea puțin din potențialul care îl are. E mult prea puțin. Și eu cred că în momentul în care noi ne vom axa de la producerea de materie primă și exportul de materie primă spre procesarea produselor, noi vom majora extrem și extrem de mult această cifră de la 24%. Pentru că procesarea înseamnă întotdeauna produse de înaltă plus valoare și înseamnă cu totul și cu totul alt tip de producție. Eu vă dau un exemplu. Republica Moldova până în 2012 producea de două ori mai mult vin decât produce astăzi, dar valoric, produceau aproape în jumătate decât producem astăzi ca și valoare. Noi am trecut de la un segment de vin, vânzarea lui, vrac, cu o proastă calitate și cu procent de adaus comercial extrem și extrem de mic, ne-am axat pe vinurile îmbuteliate de înaltă calitate, procesare, etc., 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 și în final avem un vin de calitate, locul 14 pe glob, la nivel de producere a unui produs, a vinului. Suntem recunoscuți în plan internațional ca o țară care produce vinuri de o calitate deosebită și evident că am luat 5209 medalii în ultimii ani, dintre care 450 medalii de aur la vinurile din Republica Moldova. Asta înseamnă tehnologie, asta înseamnă abordare corectă, asta înseamnă abordare comercială, economică, din toate punctele de vedere, corect pe o dimensiune. Evident că noi vom susține aceeași abordare și pe dimensiunea dezvoltării zootehniei în Republica Moldova. Altă cale nu există. Deci, noi pregătim ANSA ca ea să fie autorizată în plan internațional și produsele de origine animală produse și procesate în Republica Moldova să aibă acces pe piața de Uniunea Europeană, numai că noi înțelegem că accesul înseamnă două dimensiuni, una este statul cu instituțiile sale și a doua este agenții economici, pe care noi evident că îi vom susține prin subvenționarea nu mai mult și nu mai puțin, dar 80% din investițiile sale este un program susținut de Ministerul Agriculturii împreună cu Banca Mondială în fermele de vaci de lapte în prima fază, ca noi să începem să producem materie primă. Baza de procesare este extinsă, potențialul de procesare a produselor lactate în Republica Moldova este una foarte mare, noi avem producători foarte buni, foarte puternici, procesatori, noi nu avem materie primă. Producând materie primă și interconectând pe lanțul valoric pe intern, noi putem să creăm un cluster economic în Republica Moldova cu un alt plus valoare și atunci noi nu o să mai auzim că agricultorii Sijelului că au scăzut prețurile la export de grâu. El nici n-ar trebui să știe care sunt prețurile în bazinul Mării Negre, dacă el ar avea contract cu ferma din sat de la el sau cu ferma din raion de la el, care crește păsări sau crește animale. Deci aceste dimensiuni sunt extrem de importante de crescut și eu cred că cu prezența sau cu venirea investitorilor în Republica Moldova din Polonia va veni și această cultură economică de comunicare. Eu am fost data 13-17, eu am fost în Polonia. Am avut întâlniri cu Ministrul Agriculturii, am avut întâlniri cu președintele cooperativilor, am avut întâlniri cu președintele la ei, cum ar fi AIPA, și mai multe tipuri de funcționari publici, nu numai, și din domeniul afacerilor. Și evident că modelul care astăzi îl urmează Polonia este un model extraordinar de bun și pentru Republica Moldova. Pentru că agricultorii din Polonia astăzi au conștientizat în marea lor majoritate că de unul singur nu poți face față concurenței, nu că în plan global, raional, nu poți face față. Și numai cooperarea este unica modalitate prin care tu poți să devii ceva ce contezi absolut, numai făcând parte dintr-o cooperativă. Și urmare a acestor decizii, discuții care le-am avut eu m-am convins și mai mult pe mine însumi despre importanța cooperativelor și atunci când vorbesc cu agricultorii, nu vorbesc despre nimic altceva. Deci chiar și ieri au fost o delegație de agricultori la Ministerul Agriculturii și vreau să vă spun că de fiecare dată când ei vin și povestesc niște lucruri, păi 90% din problemele enunțate de ei, 90% se rezolvă în cadrul unei cooperative. În cadrul unei cooperative 90%, nu la nivel de minister, că ministerul nu are astfel de atribuții și altfel de competențe. 90% din problemele pe care ei le enunță se rezolvă în cadrul unei cooperative. Și este suficient să ia un tânăr care a făcut facultatea de management să-l numească director, să iei un economist care să-i spună niște axări, niște grafici economici să-i le facă în față
Și cu totul altfel s-ar mișca toate lucrurile. Eu nu mă obosi niciodată să promovez cooperativele și eu am ferma convingere că într-un final vom reuși, pentru că de principiu, după cooperativii, este viitorul. Așa că eu salut dorința investitorilor polonești de a veni în Republica Moldova. Pe această cale eu vreau să vă spun că din partea Ministerului Agriculturii aveți absolut toată deschiderea, toată susținerea. Eu vreau să vă spun că din cele de peste 3 milioane de hectare pe care le are Republica Moldova, 63% din ele sunt terenuri de înaltă bunitate, cu o productivitate extraordinară și după aceste parametri și procente noi suntem unici în toată Europa. Și dacă noi vorbim și despre dimensiunea vegetală, dar nu numai despre dimensiunea creșterii animalelor, eu vreau să vă spun că Republica Moldova sunt trei componente de bază care dau gust produsului. Noi vorbim despre sol, noi vorbim despre apă și noi vorbim despre aer. Toate trei în combinație dau gustul, mirosul și senzația când tu mănânci un struguri sau un măr. Și eu când am intrat în Polonia, peste tot ce mi-a plăcut la dumneavoastră, vă promovați foarte mult mierele, și eu am intrat în funcția de ministru mirosând trandafirii, am obiceiul ăsta, dar a fost un caz mai comic așa, dar eu miros mărul și dacă mărul nu are un miros, atunci vorbim despre lucruri la diverse, plastic, desen. Mărul trebuie să miroase. Mărul este un produs viu. Eu nu percep și le spun agricultorilor mei astăzi să nu permită nimănui să vină să-i măsoare cu ștanghel țârculul diametru mărului sau bobiții de struguri. Asta nu este un produs din plastic. Da, în 22 a fost un an mai secetos. Da, noi nu am avut atâta apă, dar în schimb strugurii de masă la sudul Republicii Moldova erau dulci ca mierea. Aveau un buchet și un miros incredibil. Era un produs viu, adevărat, care reflectă anume aceste trei componente. Și dacă le mai punem încă și cu dragostea țăranului din Moldova, care pune tot sufletul său în creșterea unui butuc de vițe de vie, atunci produsele alea nu au niciun fel de concurență pe globul ăsta. Și când ne vine o mizerie cu ștanghel țârcul și măsoară și spune, a, dacă avea 18 mm, era minunat și îți dădeam 10 lei, dar așa are 16 mm și nu îți dau una, vrei să-i dai un dos de palmă. Chiar dacă nu sunt foarte agresiv. Vrei să-i dai un dos de palmă să-l alungi când nu are ce căuta acolo. Și mi-a plăcut când în Polonia am văzut mierele diferite ca dimensiuni. Mici, mari, mășcate, albe, roșii, galbene și toate aveau miros. Lucrul ăsta contează în primul rând. Asta înseamnă că este un produs viu, făcut de oameni și pentru oameni. Exact aceeași abordare o au și agricultorii din Republica Moldova. Noi suntem foarte asemănători ca oameni. Și în general vreau să spun că agricultorii nu au naționalitate. Agricultorii este o stare de spirit în general. Eu am ajuns să fiu ministru agriculturii nefiind agricultor, evident. N-am avut, sunt în funcție politic, dar lucrând în două mandate în Parlamentul Republicii Moldova, printre care ultimul mandat fiind președinte a Comisiei Agricole din Parlament și cunoscând adevărații oameni care lucrează pământul, eu m-am îndrăgostit de ei și mi-am dat cuvântul că eu cu abnegații voi munci în fiecare zi ca să le fac viața lor bună și ca ei să-și ocupe locul lor în tot ce se întâmplă în prejurul nostru. Și dacă noi vorbim despre alte tipuri de afaceri, păi agricultura nu este numai o afacere. Agricultura are o componentă socială extrem de importantă. Extrem de importantă. Și mai mult ca atât, din discuțiile care le-am avut cu ministrii agriculturii din Uniunea Europeană, eu vreau să spun cu toată fermitatea, dezvoltarea rurală fără activități agricole în teritoriu este egală cu zero. Oamenii nu trăiesc pe asfalt sub bec, oamenii se adună în prejurul activității agricole. Asta este esența și firea dezvoltării a unei localități rurale. Întâi se încep muncile agricole, întâi apare țăranul care prelucrează solul și după aia începe să crească satul. Deci asta este modalitatea. Pentru că noi avem foarte multe politici legate de dezvoltarea rurală și niciuna dintre ele, din păcate, nu este axată anume pe dezvoltarea rurală bazată pe activitatea agricolă. Eliminând activitatea agricolă din sat, tu eliminați satul pentru totdeauna. Pentru că noi avem astăzi 854 de școli și grădinițe reparate după ultimul model de către Guvernul României, noi avem majoritatea satelor acoperite cu luminat stradal, în majoritatea satelor sunt proiecte de dezvoltare rurală asfalt, trotuare, spun, canalizare, apă și nici într-un sat nu apar oameni. Nu apar oameni, pentru că oamenii nu trăiesc numai cu niște condiții, dar oamenii se adună acolo unde există capacitate și posibilitate de a munci permanent.
Și de asta Ministerul Agriculturii, fiind și responsabil de dezvoltarea dimensiunii rurale, evident că împreună cu Uniunea Europeană vom lucra la o strategie axată în exclusivitate pe munca agricolă. Și mai mult ca atât, eu merg și mai departe să vă spun, această muncă agricolă va fi axată pe ferma de familie. Gospodările țărănești vor fi redenumite în Moldova după principiul european, ele vor fi ferme de familie și noi vom lucra la nivel de industrializare la scară mică a acestor mici ferme de familie, care și vor crea la rândul lor o pensiune turistică, o mică fermă de familie cu 20-30 de vaci care vor face un boț de brânză local și noi, toți cei din oraș, vom merge în acele localități să susținem acei oameni și să cumpărăm acolo brânză, dacă vrei una de la mama ei, din sat. Deci pe această cale eu salut încă o dată toți investitorii din Republica Moldova, sunteți în locul cuvenit, în țara cuvenită, cu niște oameni de o calitate de excepție, pe niște pământuri de o calitate și mai de excepție și toate aceste lucruri împreună și se numește Republica Moldova, țară agrară, care are o perspectivă europeană extraordinară și care salută oricine care vine să muncească alături de noi, cot la cot, pentru prosperitatea oamenilor. Vă mulțumesc foarte frumos! Vă mulțumim frumos, stimate viceprim-ministru, pentru aceste cuvinte frumoase. Acum aș dori să-l invit pe excelența sa, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, domnul Tomaș Mihal Kobzdei. Bună dimineața! Permiteți-mi să-mi exprim satisfacția personală pentru faptul că particip la acest eveniment extrem de important. Din păcate, prim-ministrul Poloniei nu a putut participa la evenimentul nostru de astăzi, deși și-a dorit foarte mult și a transmis prin noi următoarele rânduri. Următoarea scrisoare, scrisă în limba poloneză, dar cu ajutorul traducătorilor, vom traduce. Dragă Polska, Moldavia, Chișinăvia. Domnilor și domnilor, participanții la Forumul Economic Polonia-Moldova de la Chișinău. Gratuluję Moldavii uzyskania statusu kandydata do Unii Europejskiej. Uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej nie jest proste i wymaga wielu kompleksowych reform. Nie tak dawno to Polska przechodziła tę drogę i dziś chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami w zakresie dostosowania do wymogów i standardów jednolitego rynku. Felicit Moldova pentru obținerea statutului de candidat la Uniunea Europeană. Obținerea aderării la Uniunea Europeană nu este ușoară și necesită multe reforme cuprinzătoare. Nu cu mult timp în urmă, Polonia a trecut pe această cale și astăzi suntem bucuroși să împărtășim experiența noastră în domeniul adaptării la cerințele și standardele pieței unice. Polska stale rozwija współpracę z Mołdawią. We wrześniu 2022 roku w Polsce odbyło się 6. posiedzenie Polsko-Mołdawskiej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej. W listopadzie ubiegłego roku w Kiszyniowie odbyło się Polsko-Mołdawskie Forum Gospodarki Cyfrowej. W Kiszyniowie prężnie działa Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia. Polonia dezvoltă constant cooperare cu Moldova. În septembrie 2022 a avut loc în Polonia a șasea reuniune a Comisiei Polono-Moldovene de cooperare economică. În luna noiembrie a anului trecut, la Chișinău, a avut loc Forumul Economiei Digitale Polono-Moldovenești. Centrul pentru Dezvoltare și Antreprenoriat Polonia-Moldova funcționează cu succes la Chișinău. Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Invest Moldova podpisały porozumienie o współpracy. Polski eksport do Mołdawii w 2022 roku wzrósł o 33% i osiągnął wartość 352 milionów euro, zaś import z Mołdawii do Polski 182 milionów euro. Agencje Poloneze de Investicji și Comerț și Invest Moldova au semnat un acord de cooperare. Exporturile poloneze în Moldova în 2022 au crescut cu 33% și au ajuns la 352 de milioane de euro, în timp ce importurile din Moldova către Polonia au fost de 182 milioane de euro. Dlatego bardzo cieszę się ze spotkania przedsiębiorców z Polski i Mołdawii.
Rozwój gospodarczy jest obok niezbędnych dostosowań prawnych kluczowym elementem przygotowań do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. De aceea sunt foarte bucuros de întâlnirea antreprenorilor din Polonia și Moldova. Dezvoltarea economică este, pe lângă ajustările legale necesare, un element cheie al pregătirilor pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană. Trzeba jednak podkreślić, że działamy dzisiaj w szczególnie trudnych warunkach. Pełnoskalowa agresja Rosji w Ukrainie w sposób bezprecedensowy wpływa na procesy gospodarcze zachodzące w Europie i na świecie. Trebuie subliniat însă că astăzi operăm în condiții deosebit de dificile. Agresiunea pe scară largă a Rusiei în Ucraina are un impact fără precedent asupra proceselor economice care au loc în Europa și în lume. Widzimy, że szczególnie dotkliwie odczuwa je Mołdawia, bowiem w warunkach powszechnego gospodarczego kryzysu kraj musi mierzyć się z dodatkowymi elementami agresji hybrydowej ze strony Rosji. Putem observa că Moldova este afectată în mod deosebit de acestea, deoarece în condițiile crizei economice larg răspândite, țara trebuie să se confrunte suplimentar cu elemente de agresiune hibridă din partea Rusiei. W tym kontekście ścisła współpraca polskich i mołdawskich przedsiębiorców jest jeszcze bardziej potrzebna. Za najbardziej perspektywiczne obszary polsko-mołdawskiej współpracy można uznać sektor infrastruktury transportowej, energetyki oraz sektor rolno-spożywczy. W acest kontekst kooperarea strânsă între antreprenorii polonezi și moldoveni este și mai necesară. Cele mai promitătoare domenii ale cooperării polono-moldovene pot fi considerate sectoarele infrastructurii de transport, energie și sectorul agricol și alimentar. Warto podkreślić, że Polska również pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wzrost cen i zakłócenia w łańcuchach dostaw miały wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i decyzje zakupowe konsumentów. Mimo trudności polska gospodarka osiągnęła korzystne wyniki, gdyż wprowadziliśmy działania ochronne i pomocowe, jak na przykład tarcze antyinflacyjne czy zamrożenie cen energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Merită subliniat faptul că și Polonia este puternic influențată de evenimentele legate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Creșterea prețurilor și întreruperile în lanțurile de aprovizionare au afectat deciziile de investiții în afaceri și deciziile de cumpărare ale consumatorilor. În ciuda dificultăților, economia poloneză a obținut rezultate favorabile, deoarece am introdus măsuri de protecție și asistențe, precum scuturi antiinflație sau înghețarea prețurilor la energie electrică pentru întreprinderile mici și mijlocii. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie wspierania przedsiębiorczości w warunkach kryzysu. Z działań podjętych dotychczas warto wymienić wprowadzenie dofinansowania kosztów energii dla przemysłów energochłonnych. Suntem bucuroși să împărtășim experiențele noastre în sprijinirea antreprenoriatului în perioade de criză. Printre acțiunile întreprinse până în prezent se numără introducerea de subvenții pentru costurile energiei pentru industriile consumatoare de energie. Pomimo niepewnej sytuacji zewnętrznej, firmy chętnie inwestowały w Polsce. W ramach polskiej strefy inwestycji firmy mogą uzyskać zwolnienie z podatku w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie Polski. Tylko w 2022 roku wydano łącznie 447 decyzji o wsparciu na inwestycje o deklarowanej wartości 25 milionów złotych oraz deklarowanych 9253 nowych miejscach pracy. În ciuda sytuacji externe încerte, companiile au investit în Polonia. Ca parte a zonei poloneze de investiții, companiile pot obține scuturi de taxe în legătură cu implementarea unei noi investiții în Polonia. Numai în 2022 au fost emise un total de 447 de decizii privind sprijinirea investițiilor cu o valoare declarată de 25 de miliarde de zloți și 9253 de noi locuri de muncă.
Poza zwolnieniem z podatku, jako zachętę dla nowych inwestycji, Polska oferuje granty gotówkowe dla projektów strategicznych do 20% kosztów inwestycji, zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat, wsparcie finansowe i szkoleniowe oferowane przez lokalne urzędy pracy, a także fundusze unijne dla projektów innowacyjnych i działalności badawczo-rozwojowej. Pe lângă scutirea de taxe ca stimulent pentru noi investiții, Polonia oferă granturi în numerar pentru proiecte strategice până la 20% din costurile de investiție, scutire de taxe imobiliare pentru până la 5 ani, sprijin financiar și de formare oferit de oficiile locale de ocupare a forței de muncă, precum și fonduri Uniunii Europene pentru proiecte innowatoare i aktywności de cercetare i dezvoltare. Przedsiębiorcy w Polsce, także zagraniczni, mają również możliwość skorzystania ze wsparcia w programie Start in Poland. To program dla startupów, który wspiera młode, innowacyjne firmy lokalizujące swój biznes w Polsce na każdym etapie ich rozwoju. Antreprenori din Polonia, inclusiv cei străini, au și oportunitatea de a profita de sprijinul din programul Start in Poland. Aceasta este un program pentru startup-uri care sprijină companiile tinere, inovatoare, care își instalează afacerea în Polonia în fiecare etapă a dezvoltării lor. Wierzę, że inicjatywy takie jak dzisiejsze forum gospodarcze będą otwierać nowe możliwości współpracy dla naszych przedsiębiorców i staną się platformą wymiany doświadczeń, przynosząc korzyść wszystkim jego uczestnikom. Consider că inițiative precum Forumul Economic de astăzi vor deschide noi oportunități de cooperare pentru antreprenori noștri și vor deveni o platformă pentru schimbul de experiențe, aducând beneficii tuturor participanților săi. Podpisano Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. A semnat domnul Mateusz Morawiecki, prim-ministru Poloniei. Also wishing... De asemenea, vă doresc un eveniment fructuos, discuții și contacte fructuoase, drept rezultat al forumului de astăzi. Vă mulțumim, excelență, stimate domnule ambasador. Acum suntem gata să începem ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere. Eu voi semna scrisoarea de intenție între companiile poloneze și compania Energocom al Republicii Moldova și aș dori să invit reprezentanții companiilor menționate. Thank you.
thank you very much for. Vă mulțumesc pentru semnarea documentului. Consider că acest document va aduce rezultate importante. Iar acum dorim să schimbăm puțin agenda și aș dori să invit reprezentanții primului panel pe tematica instrumente financiare de sprijinire a exporturilor către Republica Moldova și îl invit pe moderatorul domnul Camil Calus de la Centrul pentru Studii Europene și îl invit și pe Piotr Kufel de la Banca Poloneză și Marek Bukak de la Fondul Polonez de Dezvoltare. Facem această schimbare a agendei, deoarece semnarea a memorandumului necesită prezența a trei părți. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. I'm Camille Saus, I'm from Center for Eastern Studies in Warsaw, and I will have an honor to. Și am onoarea să moderez primul panel. Avem mulți vorbitori importanți și vom începe discuțiile pe subiect. Pentru început, precum am menționat, subiectul este instrumente financiare de sprijinire a exporturilor către Republica Moldova și îl invit pe domnul Piotr Kufel, șeful biroului de extindere externă a băncii menționate. Okay, so okay. Yeah, perfect. Okay. Okay, tak. To jest magic stick. Magic stick. Tak. Czyli trzymanie tylko okay. Okay, great. Doamnelor și domnilor, sunt Piotr Kufel, șeful biroului extindere internațională al băncii de dezvoltare din Polonia, BGK, și aș dori să fac o prezentare scurtă a produselor noastre care ar putea fi utilizate pentru a sprijini finanțarea comerțului în Polonia și Republica Moldova sau investiții directe în Moldova. Aș dori să fac o prezentare a băncii BGK. Precum am menționat, noi suntem o bancă de dezvoltare a Poloniei deținute de stat 100% și cu anul viitor vom sărbători a 100-a aniversare de la crearea băncii noastre și singurul acționar al băncii este statul